Deci, mama, mă adresez de bate ca și pe tine, mamă, de ce nu ai, de ce, mamă, de ce? Atâta muncești cât poate avea și zici că e jegos la ea în casă. Cam asta e viața, fraților. Cineva la 24 de ani are deja 2 copii și o casă și ăsta și eu la 24 de ani. Șacalilor, ce faceți? Bă, vă mai aduceți aminte de Schimb de Mame? Ei bine, astăzi ne uităm la un episod șters, băi! Mi-ați dat tag, fraților, pe TikTok într-un episod care numește Schimb de Mame sezonul 15, episodul 8, care nu mai este pe YouTube, a dispărut. Oare de ce? Așa că nu uitați, lăsați un like să facem 50.000 de like-uri pentru acest episod șters. Păi Halloween-ul! Și bineînțeles să vă abonați pentru că iar trebuie să vorbesc și cu ăștia de la Prima TV și până mi-aprobă. Vă rog frumos, și activați și clopoțelul. Să începem. Hai să vedem, Schimb de Mame are 20 de ani emisiunea asta. Experiența Schimbului de Mame va fi trăită de familia Badea din satul Zorile, comuna Adam Clisi, Constanța, și de familia Coadă din Bacău. Bacău? Bacău la mine acolo! Care șansele să fim un episod ștersveri și fix la suiei din Bacău? Păi de ala ștersveri și nu mai există! Câți băcăoane ăștia, bă! A, uite, veri, mașina aici în 2002, ești nebun la cap. Gata, familia Coadă din Bacău. A, uite, familia Coadă, hai noroc, familia Coadă. Bună, sunt Elisabeta Ramona, dar mi se spune Monica. Am 24 de ani. Sunt o femeie simplă. Și am 24 de ani. Mă-s Marin, am 28 de ani. Sunt mai timid de fel și îmi place viața la țară. Doamna mă cheamă Padea Maria Dana și am 6 ani. Ea este surioara mea, Iuliana. Are 4 ani și poate să joace cu păpușile. Bă, pe Iuliana nu prea o interesează, Iuliana. Da, ce frumos, bă, uite ce oameni simpli. Frumos, foarte frumos. Dar, deci asta de seamă cu mine și are 2 copii? What? Cam asta e viața, fraților. Cineva la 24 de ani are deja 2 copii și o casă și ăsta și eu la 24 de ani. Sunt micuțul Luci la 24 de ani. Așa. Are 27 de ani, iar Cătălin 28. Sunt căsătoriți de 5 ani și au un singur copil, pe Edi, în vârstă de 4 ani. Avea Beyblade! Salut, sunt Loredana și sunt gâtul casei. Bună, sunt Cătălin și sunt capul casei. Dar de ce zâmbești așa pervers, Cătălin? S-o lua după aia. Bună, sunt Mari și sunt cocheta casei. Deci îi pune pe toți să facă așa. Ăsta săracul Cătălin, bine, ia uite-l, deci bine. Sunt Teddy și la șatată familiei. Și împreună formăm familia Coadă. Bine ați venit la noi. Bă, așa de cringe erau chestiile astea? Daria este cea mai mare dintre cele două fetițe. Hai, noroc, atât de mare încât am putea spune că este deja matură. Adică se mai joacă ea și acum cu păpușile. Așa e, doamna moderator. Puține. Am o păpușă. O pisicuță. Aia nu mai e păpușă. O de asta, o jucălie de asta. Jucălie. Și o bebă. Și în ăsta care cântă. Asta sunt jucăliile mele și a lui Iuli. Nu mai mă amintesc când m-a luat mama ultima jucălie. La păpuși, la cei 6. Bă, veri, legit, îmi pare rău că am râs. Deci chiar era foarte amuzant cum zicea. Am o ghebă, am o păpuică, dar nu mai mi-amintesc că mi-a luat mami ultima dată jucării. Deci nu mai am chef să mă uit, deci nebun, mi-a stricat gen nu. Bă, mai există această dare? O să iau jucării acum, că i-aș lua eu pe bune. Dimineața mâncam magdalenă cu ceai și noaptea mâncăm mâncare, că nu mai ne ajunge în apâns. Nu e aici în casă, mă aș putea să fie mai multă curățenie. Pentru că este mizeria și nu mă simt bine. Bă, fraților, o zis asta ea la 6 ani cât avea ea? O zis asta? Sau o zis producătorii, moderatorii să zic asta? Pe cuvânt! Deci dacă o zis asta este grav, deci este pe bunii, că știu că asta e fake, e real. Așa, se continuă. Loredana lucrează ca vânzătoare. Yo, shit. Curs de coafor, manicură. Ho, ho. Serviciu. Și chiar dacă stă acasă, are și ea obsesie. Curățenia. Mă, nu făcea cu periuța. No. Cătălin! Cătălin, fugi! Cătălin, pleacă! E grav, Cătălin! Mă, ia veri un burete! Ia o cârpă! Dai tu cu de la piș-piș și curgi el și să... Dar nu cu periuța, bă, Cătălin! Cătălin, fugi! Fugi, stâlpul casei! Păi de-aia o nebunii, Cătălin, de-aia el zâmbea, dar de fapt sub zâmbetul ăla, știi cum era? Era semnul ăla, cum era, când ai nevoie de ajutor. Făcea așa. Curățenie și disciplină. Bă, bravo. Îmi place ca casa să lucească. Na, du-te, bă, n-ai. Bă, lasă-o. Să fie totul perfect și în ordine. Zilnic îmi aspir casa și șterg praful. Zilnic spăl la mașină. Nu consider că fac ceva ieșit din comun. Ba, da. Și că le ține exact. Bă, ce Beyblade are? Vreau și eu. Ăla-i Beyblade? S-a obișnuit și cu asta. Oh, ce Beyblade are? E pe Gasus? Vreau să mă fac.
Doamna Monica, trească familia dumneavoastră. Dacă eram acolo, băgam cu Edi un Beyblade în arenă. Mă duceam eu și luam arenă de Beyblade și băgam, bă. Dar voi nu știți, bă, ce-i Beyblade, fraților, că sunteți mici voi. Știți de asta, bă, trească familia voastră. Știți de Beyblade, că eram disperat de Beyblade. Ia uite pe Pegasus, era tare rău Pegasus. Ia uite cu arenă de asta, frate. Beyblade, Beyblade, let it rip. Cătălin este un bărbat al timpurilor în care trăiește. Și-a găsit menirea ce-i drept cam departe de casă, în Italia. Câștigă mai bine decât în România. Iar când e de odihnit, se odihnește bine. Pe Facebook. Pot, când duc. Când vin acasă după 9 luni de zile când muncesc. 9 luni? Locul meu preferat din casă este... Calculator. Un metru pe un metru. Bravo, bă, bă. Socializare. Men are simple creatures. Dacă mai apare câte o fată, ne salutăm. Prieteni vechi din școală, din... unde-a mai educat, unde-a mai... Formă. Hey, yo! A ieșit cu... vo ex. Prin oraș. Rămâne între noi asta, așa că... Ei, eu o zis public, merg. Mai ies cu câte un ex. Rămâni între noi, așa. Nu puneți la televizor, nu? Băi, nu puneți asta, da? Rămâni între noi. Dacă mai apare câte o fată, câte o pălmuță la fund. E bun, Cătălin. Știi, undeva la 2 milioane de oameni sau la câți o uita la emisiunea asta? Hai că vine mama înapoi repede, da? Vine mama, scap de curată. Titirezi. Beyblade, domnul Cătălin. E în fundătură. Chiar că zici că am ajuns la capătul lumii aici. Hai că bacă, ui departe de ori capăt. Eu cu asta nici pe jos n-aș șterge acasă. Aaaa! Că asta sala curată, la murdare, cum arată oare? Stau și mă gândesc. Leu. Mar! Auzi ce zice, bă, aroganta. Vom vedea anul acesta ce-mi faci. Uitați, wow, ce femeie modestă și uite-o pe asta. N-au nimic. Un colac care și ăsta e sub orice critică mizerabilă. Nu știu, cred că o iau prin câmpuri, că acolo e mult mai curat. N-au niciun colac. Au. Ui, murdare. Nimica n-am. Bă, ce m-am enervat. Băi, fraților, este fake. Deci eu pus-o ăia să spun asta, n-ai cum mă veri. Bă, dar de bun simț, bă, cât de nerușinat să fii, mă veri. Stai acolo în Bacău, în groapa cu lei, trească familia mea unde... Acolo e al lumea cinci, ești nebun, la noi în Bacău, în groapa cu lei. Și tu vii și zici la femeia asta, bă, care-i săraca, atâta muncești cât poate avea. Și zici că e jegos la ea în casă. Și cu haine care își îmbrac copii, zici că fel pe jos. Deci petiții n-am, cum mai există această Monica. Petiții, jos, Monica, nu mă interesează. Să se baneze numele Monica din România. Îmi pare rău dacă am urmăritor aici Monica. Asta e, ne auzim. E o familie foarte săracă, fără condiții absolut deloc. În principiu eu nu țin atâtea în frigider. Îmi place să le iau proaspete de la magazin. Wow. Mamă, veri, dar chiar erau... Înghețat. Cum faci? Îl dezgheață, îl tai, îl bagă înapoi, se îngheață iar. Nu vreau să mă... A, dar ele nu se cunosc, nu? De mâncat, nu cred că o să pot să mănânc ceva săptămâna asta aici, nu știu. Și tu poți. Mai scap de păcate, trească familia ta, că ai păcătuit. Aici fac baie? Mai degrabă stau așa, nu mă mai spăl, că o să plec mult mai curată decât să mă spăl. Să puți! Bă, m-am enervat, trebuie să dau mai departe, frate, nu? Oricum nu poți să reacționezi la tot. Facem la fel! Dacă facem 10.000 de comentarii cu mămica mea, atunci o să mai facem un episod în care reacționăm la tot episodul, care ăsta durează mai mult decât lecții de viață. Atenție! La Bacău, lucrurile sunt ceea ce par a fi. Glume, bună dispoziție, s-o late cunoscut și miere. Pe tine chiar nu te interesează unde a ajuns soția ta? Nu. De ce? Pentru că deocamdată vreau, eu stau cu tine, nu stă... Dacă mai vreau să te cunosc pe tine ca să poți să bă, îmi dai seama cât a, stăm împreună, să ne simțim bine și să ne dăm unul cu altul. Da. Mă, prietenii! S-ar putea să iesi un pic de scânteie între noi. După cum am văzut numai fizic, mi se pare că are un pic față de viperă. Prietenii, să zic că... Bă, iertați-mă că pun atâtea pauze. Să zic că celălalt ăsta că o schimba mamele, bă, să facă curat ăsta. Crede că s-o schimba soțiile. Și a, lasă-mă pe nevastă mea. Dar hai o leacă să ne cunoaștem. Dar lasă. Deocamdată nu. Deocamdată nu mă interesează. Lasă-mă pe nevastă mea. Hai să ne cunoaștem, vrei? Vreau să ne simțim bine. Să bem ceva. Ne uităm la un filmulet. Ne jucăm pe calculator. Te joci pe PlayStation. Tu te joci cu maneta, știi? Presupun că vreți să vă știți sau sunteți curioși unde a ajuns mama. Nu. Da. Nu. La Bacău, e la bloc, în apartament cu două camere, eu am un băiețel de 4 ani. La bloc sunt alte condiții mai bune, mai... Bă, se apare mai... un modest rău de tot, sincer. Mai greu. Am observat că la voi
Sunt condiții mai grele. Să încerc să schimb ceva și o să fie cu siguranță o schimbare în bine, special pentru fetițe. Sincer, vă lipsesc multe. Cu tatăl eu cred că pot să comunic. Eu mă bucur că o să stau o săptămână la mine. Poate ne facem în cale bună. Băi, băiatule. Mamă, și băgați reclamă după ce o da bomba. Băi, frate, sărăcuțile fetiții, frate. Băi, deci misorul, stai că iar mi-am. Bă, o zis fetița aia, mă, frate. El îi mănâncă seara ca să dea schip la prânz, că nu mai e mâncare, mă, veri. Să rămână seara mâncare. Vine aia, mă, frate, să zice că e mizerie. Mă, deci o dau, deci cum îi fac? Îi dau la Europol să o caute în altă țară, să o trimit în altă țară, să o caute acolo, Interpol sau cum se numește, cineva la cap. Hai să continuăm. În acest timp, la Bacău, Monica este o doamnă și a intrat bine de tot în rolul Loredanei, chiar dacă păstrează mijloacele de acasă. Ce stă să făcăm? A, uite, să scoateți. Stai așa, ține piciorul aici. Așa. Adi, băi! Mai chinui. Stai cocoșată. Adi, băi! Dă-i acolo, dă-i. Vezi că s-a adunat o gură. Udeleac, ce uite și tu ce... Udeleac, bre! Adi, bre! Nu înțelegi că eu nu sunt învățată cu așa ceva? Da, cu ce ești învățată? Cu matura! Îți adă o matura? Vrei să iau o matura? Baga-mi-a, piciorul. Bă, ce are asta, bă? Tati, el îi mănâncă tot salamul ăsta. Ia uite cât am mâncat. La fata e foame rău, văd că. Rămâi stupefiată cum mănâncă fetele salamul. Cu tot cu coajă. El îi așteptăm să-l facă, da? Nu mai mușcați așa din sălămiorul ăsta, da? Așteptați să vi se taie feliuțe și după aia păpați, da? Da. E mai frumos așa, uite, tăiat felii. E mai frumos. Bă, m-a prins rău. Mi-e foarte milă de ele. Bă, dar așa mie cum trăiesc și mediul care trăiesc. Dacă părinții măcar plânge și asta în sfârșit. Dar că să se implice mai mult, federația nu au niciun viitor. Bă, veri! Nu să le iau mâncarea de la gură. Și credeți-mă, mă simt eu sătulă că au mâncat ele. Dar de unde să se ocupe, bă, părinții, dacă n-au mai mult, mă, frate? Culmea și asta, să moară. Tu vii cu mâna murdară. Ea vine cu mâna murdară. No. Deci ea trebuie să stea cu cârpa lipită de palmă și toată ziua să... Bravo, păi de asta le și dă cu spirit. Păi le dă... Pentru eu toată ziua cu mâna. Femeia toată ziua cu mâna. Prietenii care vin în casă toată ziua cu mâna, nu? Eu mă scarpin în gură. Prietenul meu se scarpină tot în măsie. Dar nu te mai scarpina, prietenul! Bă, deci acolo e așa peisaj trist aici când vine ăsta, mi-l pune pe ăsta. Auzi, bă, deci rezolvarea mie este să nu-ți mai faci aici la măsa. Aia cariată, să-ți iei așa, e sub unghii. Nu e asta rezolvarea, rezolvarea e să dai cu spir după. Și tu să-ți bagi acolo, de până la măsa, până la aia, diminte, până acolo să-ți bagi. Auzi, bă, dacă am pomenit așa ceva, mă, veri, cel mai ciudat tip, să-ți schimb din mami. Bă, deci chiar s-a apucat femeia asta fără? Uite, are Dero. Are, cu ce spăla rufe și ea nu le spală. Da, a avut dreptate, pe șifonier era, într-adevăr, era praf. Avea dreptate. Uitați ăștia schiloții fetițelor ce-am găsit pe ele. Da. Astăzi. Da. Tu educate să știi. Ei, eu, hold a minute. Hai să vezi cum dă o pătură care stă pe pat unde dor fetele, da? Ia, bre, iese ceva. Oh! What deci the fuck? Bă, ai de stat pe pat? Ai, să mă! Ai, dă-te! Deci asta e pătură. Ia uite, a făcut-o neagră pe babă. Bre, șterge-te-o leacă aici cu... Uite brânza, măi. Uite-te, bunică! Nu mai văd. Praful lui Ștefan cel Mare. Ata, omule, uite-o leacă, e plin de praf. A, deci ăștia au cum ar veni bani să facă curat. Fetele stăm cu mizeria asta, băiatul. Hai să... Eu vă mulțumesc că m-ați chemat ca să văd cu ochii mei ce este nu, aici în casă. Nu, eu am făcut asta pentru fete. Haide să... Lasă, fac așa! Eu vă mulțumesc că m-ați chemat hey, ca auzi, să dai, Iolanda, văd puh, cu ochii mei. Mă, veni ce de așa cum... Bă, i-o dat din nervi de ciud. Bă, zici că s-a bătut covor, vene să... Na, auzi, bă. Nai. Deci în loc să dea omul cu paleta asta, hop, știi? Hop, ba. Na, uză în gura mătii de covor și astăzi se mâine. Tu! Ai vrut cura? Ei! Gura mătii. Deci o luat tot o întărsătură, înseamnă că ăștia de fapt își permiteau, frate, oarecum să fac curat. Am crezut că sunt foarte sărași, că gen n-au cu ce oamenii, că atâta pot ei. Dar de fapt putea să fac. Deci avea dreptate doamna Monica. Ia uite că avea dreptate, uite cum e enervat. Ia uite, haideți să continuăm, că mai e multă treabă în casă. Băi, ce i-o da dacă nu? Haideți, a fost dezastru. S-o înjura cu covor, ești nebun la cap. Și uite, Bacău! Mai precis, în vizită vine sora Loredanei, foarte curioasă să afle informații despre dincolo. Și Edi, cum te înțelegi cu el? Ai babar de pe Edi. Seamănă în lei cu sursă, voi ești nebun la cap. Și n-aveți nici apă în casă, nici... Nu,
Apa merg la Cijmea și o aduc. Deci totul e de afară. Da, merg la Cijmea căruța, la deci fântână, nu e problemă. Mă duc și o aduc deja. Ah, deci e departe, nu e nici în curte. Nu e în curte, nu. Bă, deci asta așa... Bă, deci ce înseamnă, frate, diferența asta, cum vine un om... Ce, voi n-aveți apă la robinet, gen... What the fuck? Like, wow, trebuie să mergi să aduci apă de la fântână, wow! Și gata acum ar veni, nu întâlnesc astea. Hai Cătăline, noroc, ce faci? Ia uite, Marin, hei, de luța de Marin. Hai sus. Bă, săraci, nu mai puteau. Bă, ce înseamnă să schimbi eu o mere? Eu te like, ce înseamnă, bă, să te obișnuiești. Cei patru au ocazia pentru prima oară să stea de vorbă și poate să mai învețe câte ceva în ultima clipă. Ci? Cu soțul nu te-ai înțeles. Măi, a fost un pic cam dificil. O nabădai. Te-ai distrat cu mine, n-ai ce zici. Da, nu pot să zic că nu ne-am distrat, da. Deci, în concluzie, să înțeleg că la mine a fost o totală relaxare, distracție și te-ai simțit foarte bine, văd. Da. Ca să o iau cu începutul, dacă aș fi să-ți spun tot ce am simțit la tine, n-aș avea timp aici. Cum ar fi să facă? Paragraful 1, alineatul. Orice critică. Adică? Te întreb și eu așa, de când mi-ai schimbat fetițele de chiloței? Cum adică le-ai găsit eu când am plecat de acasă? Nespălate, casa foarte murdară și crede-mă... Marin, zi ceva! Am scuturat cuvoarele din casă. Nu mă vedeam eu și tatăl de praful care a ieșit din covoarele alea. Deci este praf, nu am ciment, nu am cum ai tu gresie, faianță și așa. Și fetițele nu înțeleg cum le-ai găsit tu așa, pentru că eu când am plecat de acasă, bă, nu-mi place seara, ceartă. Le-am spălat, le-am schimbat. Zâbre, Cătăline. Tu ce era necesar. Fetițele mi-au spus că nu le schimbi, că nu le dai tu voie. Nu le dai voie să se spele pe dinți, nu le dai voie să se spele pe mânuțe. De cum să nu le dau voie să spele? Am găsit periuța de dinți a lor, a fetelor, într-o cutie unde țineai gunoaie. Nu eu periuța. Băi, nu mai pot să mă uit la așa ceva, what the fuck mai e? Ți-am spus pe dinți, nu te speli singură, atâta tot. Ce s-a întâmplat, de ce plângi asta? O veni și-o certat-o, what the fuck, s-a scuzit. De dorul tău, mami, ce-a făcut? Ați ascultat-o pe mama de schimb? Da. Dar de ce ați mințit-o, mami, pe mama de schimb? Da. De ce ați spus da, că de... nu vă lasă vă schimb? De ce ați mințit-o? Nu vă dau ceea ce vă cumpăr, de exemplu, josetele. De ce n-ai vrut doriu ca mamă să le iei? De câte ori te-a certat mami ca să nu iei josetele? Sau să nu te speli pe mâini? Ce mama, m-a trestimat de c***aș pe tine, mamă, de ce nu ai, mă? De ce, mamă, de ce? De ce, mamă? Bă, nu știu să zic, lăsați-mi în comentarii, veri, e fake, nu e fake, n-am ce zic, e fake emisiunea asta, veri, e real, le-au pus pe astea intenționat să fie așa. Sunt foarte curios ce ziceți voi, că nu știu, bă, deci dacă asta zicea că de fapt le lăsa, înseamnă că le-au pus producția, înseamnă că fetiții le mințeau, le-au pus aia să, ca să facă așa povestea și acum s-au dat totul pe față. Alo, Prima TV? Mi-a aprobat și mie episodul, vă rog. Chiar vreau să știu părerea voastră, dacă este fake sau nu, dar a fost un episod ciudat, nu înțeleg de ce șterzi, gen, de ce s-a întâmplat? Înseamnă că e ceva la mijloc, dacă l-o șters, înseamnă că ceva e fake. Și-o fi fost drepturile la ăștia, știi, și-o zis, aaa, mi-ați făcut chei, bam, și l-o dat din drepturi de-astea, nu? Nu știu ce să zic, ăla s-a obișnuit, veri, că e prea curat în casă și ăla era prea murdar și le plăcea, mă, veri, le plăcea. Ăla îi plăcea că aia e nebună și face prea mult curat și lui asta îi plăcea că e prea nebună și nu făcea deloc curat. Gen, oamenii s-au obișnuit, așa le plăcea lor. Deci dacă acum mi-ar da Prima TV să facă schimb de-astea cu mama, bă, ești nebun, să o conving pe mama, să ne băgăm. Bă, m-aș băga, ești nebun, mama să bagi, că m-aș băga, ești nebun la cap, să vină altă mama aici. Să o vadă pe mama, veri, cum e mama, ești nebun la cap. Să se ducă mama, veri, la alți copii, știi? Să facă așa, că... și să comenteze copiii aia. Puh! Ei, las că vezi, dacă... să o chemi mare pe mama. Petiții, să vină Prima TV-ul la noi acasă și să facem cu mama mea, cu mămica noastră, să facem timp de mami. Petiții, vă rog frumos, hai. 10.000 de comentarii, petiții și vină ăștia la noi. Cam atât a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să activați și clopoțelul, pentru că eu dacă nu postez lecții de viață, voi nu vă uitați la alte episoade care apar. Și până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă! Eu v-am pupat! Bă, bă!